Salutare, dragi prieteni și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit. Oameni buni, ne aflăm din nou aici în Graz, unde a fost Văcuța Bela, unde o avem pe Mânza Speranța. Iar aici, în Carnea și Oase, oameni buni, a apărut pe neprevăzute o mânză de aproape 9 luni de zile, este născută pe 10 martie 2021 dintr-o iapă cu talie mare. Sincer, nu cunosc ce rasă este. Eu nu am avut în viața vieților mei cai, dar mi-a plăcut să am. Așadar, Dumnezeu mi-a mai dat unul. Vom vedea pe viitor cum vor decurge lucrurile, dacă mă voi putea ocupa de ei. Deocamdată mi-am luat angajamentul, mă voi ocupa. Această mânză mi-a plăcut la ea că are picioare groase, este foarte înaltă, faianța mea este la 1,60 m înălțime, iar mânza are undeva la 1,50 m. Nu are gâtul lung, are gâtul gros. Am destul de frumos coama pe dreapta la ea, la Speranța o are pe stânga. Ce să vă mai zic? Lăsați acolo și voi părerile voastre în secțiunea comentarii legate de rasa ei, dacă această mânză este frumoasă. Deocamdată nu are un nume. Puteți lăsa acolo și părerile voastre legate de viitorul nume al acestei mânze. Eu zic că va ieși, o mânză, o iapă destul de frumoasă. Acum la cum arată ea la aproape 9 luni. Cei care doriți să verificați vârsta, într-un alt video o să vă arăt gura, din ce știu eu și din ce cunosc, gura începe să se schimbe după vârsta de un an, în care dinții aceia de lapte. Mă gândesc zilele acestea și la un nume, poate mă ajuta și voi, cum am spus. Este destul de cuminte. Provine de la o familie care și-a dat tot interesul de a o îngriji. O familie normală. Ce să vă mai zic de ea? Pentru început, eu zic că să continue nebunia, oameni buni, că dacă stăm în casă și întindem mâna și nu avem astfel de satisfacții, am trăit degeaba, știți cum se zice. Pe lângă pasiunea mea 100% cu porcii, mi-am luat și cai, după cum se poate vedea. Îmi vine să râd pentru că am plecat să fac o treabă și am venit cu mânzul acasă. Da? Niciodată nu știi ce îți rezervă ziua de mâine și așa mai departe. Oameni buni, măcăluți-vă. Are gât, oameni buni. La 2 ani sau la 3 ani, cât va crește, câte cunosc eu, crește până la 5 ani un cal. Acum nu vă pot spune celor care chiar nu aveți posibilitatea de a pune mâna pe un cal care stați la oraș, în ce știu, crește până la 5 ani. Vom vedea. Deocamdată e aici, vedem ce se va întâmpla pe viitor. Oameni buni, dacă
place și acest videoclip. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți. Toate cele bune, numai bine și ne vom auzi în curând. Doamne!